Tâmbovițenii vor avea 4 zile pline de evenimente culturale. În perioada 8-11 septembrie, în scoarul primăriei, va avea loc salonul editorial Ion Helia Drădulescu, a 15-a ediție. La eveniment vor fi prezente 12 edituri din țară și 8 instituții editoare din județul Dâmbovița. Organizatorii au pregătit o serie de activități dedicate publicului larg. Ca o noutate, avem 3 edituri care vin pentru prima dată la Târgoviște. Este vorba de editurile For You, Herald și Paralela 45, celelalte edituri fiind edituri recunoscute la nivel național, cum ar fi Humanitas, Litera, Seculum, Rao și așa mai departe. În cadrul salonului editorial vom desfășura activități diverse, în afară de lansările de carte, care sunt specifice unei astfel de manifestări. Vom avea și recitaluri de muzică folk, avem și dezbateri culturale. Salonul editorial va fi deschis pentru vizitare în intervalul orar 10-21, pentru a aniversa împlinirea a 620 de ani de atestare documentară a orașului Târgoviște. Biblioteca județeană Ion Helia Drădulescu va organiza și un maraton de lectură. Numai puțin de 6 ore și 20 de minute vor fi dedicate acestei activități. Vom desfășura în data de 9 septembrie, timp de 6 ore și 20 de minute, pentru a ne integra și noi în programul 620, deci împlinirea 620 de ani de la atestarea orașului Târgoviște, un maraton al lecturii, timp în care vom lectura în continuu pe parcursul celor 6 ore și 20 de minute și vă invităm pe această cale să participați la această manifestare, care se va încheia în final cu un flash mob susținut de către voluntarii Centrului Europe Direct și voluntarii Bibliotecii Județene Dâmbovița. Dacă doriți să fiți unul dintre participanții la Maratonul Lecturii Târgoviște, vă puteți înscrie la evenimentul creat pe pagina de Facebook a Bibliotecii.